În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus. Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul al 15-lea, versetul al 20-lea. Preacucernice Părinte, din preună slujitor, iubiți și drept slăvitori creștini, în anul Mântuirii 1500, Marele Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a trimis către mănăstirea Zografu din muntele Athos, un stiag al Moldovei, un stiag pe care era pictat și scris chipul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, omorând balaurul, în semnele stemei Moldovei și următoarea rugăciune. O luptătorule și biruitorule Mare Gheorghe, în nevoi și nenorociri gravnic ajutător și cal sprijinitor, iar celor întristați bucurie nespusă, primește de la noi această rugăciune a zmeritului tău rob, a domnului Ioș Ștefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, domnul țării Moldovei. Păzește-l pe el neatins în lumea aceasta și în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca să te preamărim pe tine în veci. Amin. Și aceasta a făcut-o în anul 7008, adică anul 1500, în al 43-lea an al domniei sale. Această faptă și rugăciune a domnului Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt este una din miile de dovezi prin care poporul român și-a arătat și își arată prețuirea către Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, cea a cărui sfântă pomenire noi astăzi o prăznim. După cum bine știm, Sfântul Mare și Mucenic Gheorghe este unul dintre cei mai îndrăzniți sfinți pe care Biserica Ortodoxă, cea română în mod special, îi prăznuiește în decursul unui an creștinesc. Nu doar dovada pe care ne-a lăsat-o Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, o avem pentru prăznuirea și cinstirea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ci dacă mergem prin țară, găsim nenumărate localități care îi poartă numele. Găsim mănăstiri și biserici care sunt ocrotite de către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Avem prieteni nenumărați, avem cunoștințe, avem apropiați care poartă numele Sfântului Marele și Mucenic Gheorghe sau derivate din acest nume. Însă, iubiții mei, puțin să ne amintim din viața pământească și câteva motive pentru care Biserica i-a dat astăzi zi de pomenire. Se trage dintr-o familie de ofițeri romani care locuiau în Capadocia, fiind încă din pruncie crescut în credința și frica de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Bineînțeles că va urma cariera militară a tatălui lui și în puțină vreme va ajunge general, pentru că a fost un om ascultător, disciplinat, harnic și plin de credință. Însă, după cum bine știm, în primii ani de creștinism, aceștia au avut de suferit mult pentru Hristos. Și iată că și împăratul Diocletian, cel care
a împărățit între anii 284 și 305, în anul 303 pornește o mare prigoană pentru creștinii de atunci. Multe biserici au fost distruse, preoți și creștini fiind uciși în masă, prin groaznice chinuri. Nu puține biserici au fost aprinse, avându-i înăuntru pe creștinii care erau adunați la rugăciune. Creștinii, văzând această prigoană, și-au făcut biserici sub pământ și chiar și aici, în catacombe, i-au găsit mari prigonitori, încât le erau astupate orice gură de aerisire și, fiind lipsiți de aer, mureau asfixiați în pământ la loc de rugăciune. Dar astfel de fapte nu au făcut nimic altceva decât să dea naștere unui creștinism adevărat. Prin sângele martirilor și mucenicilor, creștinismul a luat amploare. Și la fel, văzând marele mucenic Gheorghe, marele general, cu câtă dragoste poartă această luptă creștinii pentru Hristos, și-a afirmat cu tărie, chiar în fața împăratului Diocletian, mărturisindu-și a sa credință. Și bineînțeles, și-a dus aminte de cuvintele pe care le-am rostit și la începutul cuvântului meu, ale Mântuitorului Iisus Hristos. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Și iată că s-a întâmplat. S-a întâmplat atunci și se întâmplă încă și în zilele noastre, cu toate că nu în chipul văzut de atunci. Și bineînțeles, ca în multe cazuri, întâi de toate au încercat să-l ademenească pe Gheorghe cu fel de fel de lingușeri, prin fel de fel de făgăduințe, onoruri și ademeneli, ca să-și lepe de-a sa credință și să se închine zeilor. Dar nu, ci și-a adus aminte din nou de cuvintele Mântuitorului, pe care de data aceasta le găsim în Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul al 8-lea, versetele 36 și 37, prin care Mântuitorul Iisus Hristos ne spune nouă tuturor următoarele. Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde al său suflet? Sau ce-ar putea să da omul în schimb pentru al său suflet? Și bineînțeles că nu a răspuns provocărilor prigonitorilor. Și văzând lucrul acesta, prigonitorii, inclusiv împăratul Diocletian, a poruncit să schimbe foaia. Și au venit cu vămile muceniciei, bătăi și loviri cu sulița, bătăi în tălpi, lespezi de piatră pe pământ, chinul la roată, încălțăminte cu cuie, bătaie cu vine de bou și multe altele pe care doar dacă le-am pomeni, ne-ar îngrozi auzindu-le. Și cu toate acestea, tânărul Gheorghe le-a îndurat cu o tărie care a impresionat-o inclusiv pe împărăteasa împăratului Diocletian, pe împărăteasa Alexandra, care văzând cu câtă dragoste poartă Gheorghe bătăile și asupririle prigonitorilor pentru Hristos, și-a mărturisit și a credința pentru Hristos în acel moment. Și spune cartea vieții lui că de îndată împăratul a poruncit să le fie tăiat capetele amândurora. Și iată că biserica n-a uitat-o nici pe împărăteasa Alexandra și nici pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință pe care astăzi îl prăznuim. Iar pe împărăteasa Alexandra o prăznuim în data de 21 aprilie a fiecărui an. Iubiții mei,
pentru viața exemplară și mărturisirea de credință până la jertfă, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a dobândit un loc ales de mijlocitor și rugător înaintea Preasfintei Treimii. Nu puține sunt minunile care s-au săvârșit prin mijlocirea lui în decursul anilor. Ne este foarte cunoscută una, cea pe care o vedem reprezentată în icoana praznicului, văzându-l pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe călare pe un cal cu sulița împungând balaurul. Această minune s-a petrecut în părțile Siro-Feniciei, în cetatea Beirutului, nu departe de munții Libanului. Acolo era un iezer adânc și spune cartea vieții lui, Sinaxarul vieții lui, că împrejurul acelui iezer era o comunitate de oameni și, bineînțeles, erau păgâni, nu credeau în Dumnezeu, ci se închinau zeilor, care zei sunt închipuirea diavolului. Și nu știau cum să facă să scape de mulțimea de ligioane care se aflau în acel iezer, dar mai presus de toate, de un balaur care ucidea pe toți care treceau în prejurul iezerului. Și ce s-au gândit ei? Ce-au luat cu toții la socotință și au spus să se roage zeilor ca să le dea lor ce trebuie să facă. Bineînțeles, diavolul, prin aceste prea închipuiri omenești, le-a spus în felul următor. De nu vor să piară toți, să dea în fiecare zi, la rând și cu sorți, fiecare pe copiilor mâncare acestui balaur. Ei, și bine, după cum bine știm, fiecare cetate are un conducător anume. Și la un moment dat, sorții au căzut pe fica dregătorului. Vă dați seama, ca și părinte, cum să-ți dai copilul spre pieire, ca tu să ai o viață liniștită. Și spune Sinaxarul vieții lui că Sfântul Gheorghe s-a arătat ca un oștean viteaz, călare și cu sulița în mână, iar în clipa în care balaurul se pregătea să ucidă, Sfântul s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci, lovind apoi balaurul cu sulița drept în gâtlejul lui, în timp ce calul îl călca în picioare. Bineînțeles, așa a fost izbăvită copila și toți ceilalți, încât undeva ca la 25.000 de oameni, afară de femei și de copii, s-au botezat în credința Preasfintei Treimii. Bineînțeles, această minune, iubiții mei, dincolo de faptele în sine, am putea să o transpunem în următoarea semnificație. Omorârea balaurului răutății, al meșteșugirilor diavolești, prin puterea crucii și a credinței în Hristos, cel răstignit și înviat. Înainte de a-mi încheia cuvântul, doar o scurtă mărturisire. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului, m-am vrenicit ca în timpul trecut, nu de mult trecut, să ajung pe Muntele Athos. Și am fost la mănăstirea Xenofont, unde, înainte de a intra în mănăstire, în partea stângă, cum mergi către mănăstire, la nici 15 metri de Marea Egee, care este o mare sărată, se află izvorul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și culmea este izvor de apă dulce. Într-adevăr, are un gust aparte când o bei.
Dar spun părinții de acolo, este foarte potrivită pentru cei care au boli de rinichi. Ajungând în mănăstire, te închini cu multă cinstire și evlavie la două mari lucruri care ți amintesc de Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Întâi de toate, icoana făcătoare de minuni, pe care turcii, când au năvălit pe muntele Athos, au împuns-o sub gât. Și chiar și acum, după sute de ani, se vede semnul unde a fost răpuns Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și a ieșit sânge. Și bineînțeles, multe minuni s-au săvârșit la acea icoană, pentru că dacă acum ați vedea poze cu ea, ați vedea că este împodobită cu fel de fel de icoane, de engolpioane, de cruciulițe, de lănțișoare, fiecare fiind mărturie asupra unei minuni. Și bineînțeles, poate, nefăcând un clasament, poate cel mai de preț odor care se află în acea mănăstire Xenofont, se află mâna dreaptă a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, care este adusă zilnic spre închinare tuturor credincioșilor care pășesc pragurile acelei mănăstiri. Și voi încheia în felul următor. Sfinte Mare Mucenic Gheorghe, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi spre a fi precum tu ai fost, biruitori asupra ispitelor și ale oricăror lucrări diavolești, ca să aducem cu tărie slavă Preasfintei Treimi, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin.